Astăzi, înainte de a face o cumpărătură, răscolești tot internetul, după mergi și întrebi toți cu mătrii, după vii și răscolești iar internetul, că trebuie să-i verifici pe ei, după mergi și cauți cel mai bun preț și tocmai atunci mergi să cumperi. Tocmai de aceea am întrebat pe la cumătri, dar și la diferite persoane, de diferite vârste și diferite ocupații, școlari, studenți, oameni care merg la birou, cei pasionați de călătorii, cum îți alegi un rucsac? Da, de preț au zis toți, chiar și cei care nu vor rucsac, dar vreau MacBook. De aceea fiecare decide singur. Dar cele mai importante patru criterii au fost design, comoditate, materiale din care e confecționat, numărul de buzunare și comoditatea lor. Eu de câteva luni îmi caut un rucsac care ar fi potrivit pentru tot. Am aflat multe despre ele. Și din acest motiv am ales câteva rucsacuri diferite ca preț, diferite ca calitate, dar care știu că vor fi potrivite pentru toți. Fiecare are gusturi diferite. Cineva adoră elemente naționale în tot ce poartă, inclusiv și rucsacuri. Alții aleg culori deosebite. Unii optează pentru un design simplu și elegant pentru birou sau din piele. Mai rar am întâlnit pe la noi, dar foarte frumoase. Eu nu cred că merită să înveți pe cineva ce gusturi are în design. Dar, înainte de a alege, gândește-te, un rucsac destinat călătoriilor în munți sau prin Europa nu va fi potrivit pentru a merge un copil cu el la școală. Sau, un rucsac roz nu va fi cel mai potrivit pentru un băiat. Dar asta cred că știi și fără mine. Dacă e urât, nu-i place nimănui. De aceea, măsoară-l deodată în magazin. Dacă nu ești rușinos, roagă un consultant să te fotografieze în timp ce îl măsori, să vezi dacă ți se potrivește. Cele mai căutate variante sunt variantele ortopedice. Poate pentru că părinții caută ghiozdane cu care copilului să nu-i fie greu când rucsacul e plin cu cărți și caiete. Varietățile părții posterioare ale rucsacului sunt mai multe. Meizu și Xiaomi au pe spate benzmoi, ca să nu ai greș de spate când el e supraîncărcat cu lucruri personale sau ai în el un laptop cu toate necesare pentru lucru. Și spațiu liber, ca să fie spatele aerisit. Că afară e vară și cald! Așa, modele mai simple au spatele plat, fără multe comodități și fără burete. La fel de comode trebuie să fie curelușele și tot ce are el pentru fixare. Dacă rucsacul e greu, te va deranja. De aceea, alege curelușe late. E important să nu uiți că dacă fermoarele sunt necalitative, le vei pierde sau vor cădea. Ca mine. Orice ghezdan îți face din ochi, pune în el câteva lucruri să vezi cât îți este de comod. Orice consultant din magazinele noastre te va ajuta. Rucsacurile trebuie să fie făcute din materiale ca cordura, Oxford și poliester, rezistente la apă, la praf și rezistente la uzură. Pentru unii, aceste cuvinte nu spun nimic, dar aproape toate rucsacurile sunt făcute din ele. Dar desigur, nu sunt unicele materiale. Este foarte multe de spus la acest capitol, dar în comentarii vă voi lăsa o descriere a materialelor cele mai des utilizate la rucsacuri. Dă un like video-ului dacă dorești să supunem unor teste câteva rucsacuri ca să cunoști mai bine despre rezistența lor. Dacă rucsacul este dintr-o materie bună, clar că se va uza greu, se va deteriora greu, se va murdări greu, dar se va spăla ușor. Acest rucsac de la Meizu este purtat de un coleg de-al meu de mai bine de un an. Este spălat cam o dată în lună. Și iată cum arată. Dacă vei purta un laptop sau orice alt gadget în el, verifică partea de jos a rucsacului. Ea trebuie să fie tare sau cel puțin să aibă un burete moare. Dacă scapi jos rucsacul, să fii sigur că laptopul nu se strică de la prima lovitură. Toți pe care i-am întrebat și-ar dori sau și-au ales deja un rucsac cu multe buzunare. Eu am un rucsac, nu are multă calitate în el, dar e mic și îmi place. El are doar două buzunare și tot e bine, dar nu pot purta într-un buzunar powerbank-ul din metal cu telefonul din sticlă. Sau camera împreună cu cheile, sau toate împreună, buzunare sunt prea puține. Optează pentru ceva cu multe buzunare. Majoritatea ghiozdanilor au spațiu pentru laptop sau tabletă. Au spațiu separat pentru telefon sau powerbank. Buzunare comune pentru toate lucrurile, îmbrăcăminte sau cărți. Depinde unde te-ai pornit. Au fost sfaturile noastre pentru a-ți alege un rucsac.
Vino în magazinele noastre ca să vezi ce ghiozdan ți se potrivește, chiar dacă ești școlar sau student, chiar dacă mergi la birou sau la bibliotecă.